Cumpărați coinșii NFT24 de pe U7Buy folosind linkul din descriere și folosește codul UNREALBYTE pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi avem un videoclip special pentru că vă arăt cum să luați NFT25 mult mai ieftin decât este el. Este o metodă destul de interesantă care am căutat-o de câteva zile și în sfârșit am găsit-o. Bine, oricum căutam să-l cumpăr mai ieftin pentru că costă oricum foarte, foarte mult. E foarte overpriced. Și cu această metodă puteți să luați mai puțin de 200 de lei, varianta standard, desigur. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați deja, să activați clopoțelul și haide să-i dăm drumul. E bine, nu este un tutorial foarte, foarte mare, este destul de simplu, dar înainte să-i dăm drumul, vreau să vă arăt cât costă NFT25 în momentul de față. Îl putem lua de pe mai multe site-uri, dar pe varianta de EA, direct de pe site-ul lor, este foarte scump, este 70 de euro, niciun caz nu dai atâta bani pe acest joc, nu se merită deloc. Pe Enema poate poți să mai găsești la 300 sau pe CDK, uite, dar asta e varianta de Xbox. Deci oricum, peste 300 de lei clar trebuie să dai ca să iei acest joc standard, nu Ultimate Edition. Sau desigur că mai există varianta să-ți iei un cont care are NFT25 pe el, dar nu prea se merită, mai bine că n-ai pe contul tău. Și acum că v-am arătat cam cât costă și faptul că costă foarte, foarte mult, haideți să vă arăt cum să faceți. E bine, chestia asta se face pe telefon. Eu n-am vrut să filmez pe telefon, așa că suntem aici pe emulator. Voi ce va trebui să faceți? Va trebui să intrați pe telefon în App Store și să descărcați acest VPN Ucraina. Pare super ciudat, pare că e tricky și pare că nu o să meargă, dar credeți-mă, o să meargă. Îl descărcați, îl găsiți foarte ușor, căutați acolo VPN Ucraina și îl găsiți aici destul de ușor, uitați-l aici, l-am găsit. Îl descărcați că nu este foarte mult și cam aia este. Iar apoi intrați în această aplicație și dați aici connect, probabil că o să fie deja pe Ucraina, așa că îi dăm connect și acum o să ne arate nou că o să dureze o oră, dar nu o să ne ia mai puțin de cred că jumătate de oră chestia asta, așa că nu va fi ceva foarte wow. După ce l-am activat, o să schimbe VPN-ul pe Ucraina, ceea ce este foarte, foarte bine. Iar apoi intrăm desigur pe Chrome ca să luăm. Și partea interesantă este că noi o să luăm direct de pe site-ul lor original, de pe EA. Adică nu o să fie un site care poate să-ți dea schem, nu, e direct de pe site-ul, adică nu există posibilitatea să iei schem. Și dacă mergem aici la Base Game și vedem că este 1700 de, nu știu, ce sunt ăștia. Dar dacă noi căutăm 1700 de ăștia, cred că UHA, nu mai știu cum se numește. Uitați cum am căutat eu aici, 1700 de UAH, aparent, turon. Vedem că este 184 de RON. Practic, noi plătim pentru NFT25, varianta standard, 184 de lei direct pe contul nostru. Ceea ce este incredibil și nu mai găsești nicăieri, nicăieri. Iar acum, desigur că poți să dai Buy Now, poți să alegi aici pe ce vrei tu, EA App, for Windows, PlayStation, Xbox, Epic Games, Steam sau Nintendo Switch. Desigur că poți să selectezi și varianta Ultimate, dar costă undeva la 205 de lei și să fiu sincer, nu merită. Adică până la urmă, ce s-ar merita ar fi doar FC Points, dar nu e ce este ce. Selectezi app ca exemplu și uite că avem varianta aceasta de 2500, undeva la, v-am spus, 2 milioane jumate. Selectezi varianta standard, dai continue to checkout și aici trebuie să vă conectați la contul vostru de EA ca să vă bage pe acel cont jocul, că altfel, na, nu o să le bage. Vă conectați foarte ușor pe telefonul vostru și după aia o să vă bage la checkout. Iar la checkout puteți să folosiți orice card veți voi. Cardul Visa din România, de la orice bancă din România, important să fie Visa, sau de ce nu Revolut, că merge și cu ăla, cred că merge oricum orice card, efectiv orice card. Iar după ce ați la checkout, o să vă trimite un e-mail pe telefon sau probabil intrați direct pe EA App și o să-l vedeți acolo. După cum vedeți, eu l-am deja pentru că l-am cumpărat ieri când apare videoclipul ăsta și am dat desigur 184 de lei pentru el. Deci este incredibil cât de ieftin este. Și deja m-am jucat 7 ore, deci ca să înțelegeți cât de disperat sunt. Dar este foarte safe, nu pățiți nimic, mai ales că este direct de pe site-ul lor. Este extrem de ieftin față de cum îl găsiți pe alte site-uri, pentru că eu am căutat, cred că am o săptămână de când caut și îl găsesc numai la 300 de lei. Iar acum voi puteți, la fel ca mine, să luați pe 184 de lei. În continuare și noi o să facem videoclipuri cu NFT25 și o să ne jucăm acolo, facem și cariere, facem și Ultimate Team, desigur și simulări. E bine, și cam asta a fost videoclipul, cam asta a fost tutorialul. Sper că l-ați găsit util, sper că ați salvat niște bani pentru că nu se merita deloc să dați bani pe acest joc. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângeți cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați reușit, să activați și clopoțelul. Am fost UNREALBYTE, v-am pupat, pa, pa!